Bine v-am regăsit la un nou video. În acest episod o să vedem un suport pentru bormașină cu coloană care se prinde pe bancul de lucru din atelier. Un produs de la Wolfcraft. Este un produs pe care mi l-am dorit să-l am în atelier pentru că te ajută foarte mult să dai niște găuri cât mai precise în orice material și anulează efortul fizic de a găuri manual cu bormașina. Astă toamnă am avut o lucrare, am placat cu policarbonat un gard, lungimea era cam de 100 de metri. A trebuit să confecționez circa 300 de bucățele de platbandă, le-am găurit de două ori pe fiecare, deci cam 600 de găuri a trebuit să dau manual cu bormașina. Cred că vă dați și voi seama câtă muncă și pregătire a implicat toată această operațiune. Așadar, dacă aș fi avut acest suport, evident că treaba ar fi mers mult mai repede, găurile ar fi fost și ele mai precise, mie mi-ar fi fost mai ușor și bineînțeles că nu m-aș fi culcat seara cu dureri de mână. Așa arată cutia în care vine ambalat suportul. Pe partea din spate sunt trecute dimensiunile tehnice ale acestui produs, dacă vă interesează. Așa că haideți să o despachetăm, o montăm, vedem împreună cum se folosește. Are niște reglaje pentru adâncime, o să văd și eu ce anume scrie pe acea foaie de montaj. O despachetăm, o montăm și o punem și la treabă să vedem cum se descurcă. Neavând nicio foaie de montaj, absolut nimic, și nici n-am vrut să stau să caut acum pe internet, a trebuit să îmi bat singur capul, să-mi dau seama cum se montează. Am luat-o pe logică mai mult, fiecare piesă cam unde ar trebui să vină și cred că până la urmă am reușit să o reglez. Odată ce îi pricepi sistemul, nu este foarte greu de montat și de folosit. O să vedem împreună cum
cum se folosește și reglajul ăsta de adâncime. Are un șurub aici și pe măsură ce înfiletăm chestia asta, în funcție de gradajul de aici, de pe bunerul ăsta cu care coborâm mașina, o să-l reglăm. De exemplu, avem nevoie la 10, la 1 cm, la 2, la 3 și așa mai departe. Nu e foarte greu. Totuși sunt niște piese care mi-au rămas. Am o șaibă, o piuliță, mai am 3 bucățele din astea negre, ca niște capace așa. Sincer, nu știu unde vin. Astea două sunt mânerele astea cu care strângem aici inelul de la bormașină. Iar aici reglăm adâncimea la toată chestia asta, dacă vrem să o lăsăm mai jos, mai sus. O să desfacem și o să prindem în funcție de pe cremaliera asta, acolo unde vrem să o lăsăm. I-am lăsat-o momentan așa. Aici am văzut că mai are un gol. I-am pus ăsta, dar nu știu dacă locul e aici. Este o bară filetată pe ambele capete. Cred că trebuia pus invers cumva aici, ca să poți să o strângi. Însă nu știu exact dacă acolo trebuie și care este rostul ei. Alte piese nu mi-au rămas. Asta se mișcă puțin mânerul ăsta, nu e foarte, foarte fix, dar nu cred că ar fi o problemă. Așadar, am prins mașina. Atenție la inelul ăsta de strângere aici. Nu este nevoie să strângeți foarte tare, pentru că riscați să crăpați inelul de la mașină. Aici, în partea asta, da, bancul meu e destul de mic și de cât o rotesc chestia asta, încad tot felul de obiecte de aici. Asta este. În fine, îmi trebuie un atelier mai mare. Aici are un suport pentru cablu, dacă vă încurcă cablu și aveți priza cumva în partea asta, se poate băga așa. O să vă țină cablu fix acolo. Eu nu-l bag pentru că o să am priza în partea aia și n-am nevoie să-l bag acum. Ce mi-ar mai fi trebuit mie pentru suportul ăsta de bormașină, și o să fac rost în viitor cât de curând, O menghină care se montează aici pe masa de lucru, se prinde cu bolțuri și menghina ține piesa fixată acolo, poți să găurești, adică nu se mai mișcă de nicio culoare. Hai să-i facem niște teste. Luăm de la Wolfcraft un burghiu pentru lemn. Am luat o bucată de o șipcă de lemn așa, încercăm să-i facem niște teste și pe urmă o să încerc și în fier, în funcție de cum decurge. Să văd dacă nu cumva e setat pe percuție, nu. La variator e pe minim. Trebuie să-i dau un pic mai tare pentru lemn. Așadar, observați că are un inel aici cu gradaj și un însemn care este tot din metal pe corp. Asta trebuie să fie 0 la acest însemn. Acum, spre exemplu, avem nevoie să dăm o gaură cu adâncimea maximă de 10. O să ne folosim de chestia asta filetată de aici și o să înșurubăm. Eu pot să mă duc mai mult cu ea, dacă apăs pe chestia asta, pe opritorul ăsta, pot să mă duc mai repede. Să vedem unde este el acum. Și l-am reglat la 10, observați că
atât este cursa de 10 mm. Vreau la 20, slăbesc opritorul și m-am dus la 20. Și tot așa, la 30 și așa mai departe. O chestie e foarte simplă. Iar la fel, dacă vreau să mă duc până sus de tot, să las cursa în pace pe toată lungimea, îl las doar așa. Și în felul ăsta el se duce până la capăt. Are mă încurc, bulghiul. Are 80 de milimetri. Deci 8 cm are capacitatea de a găuri. Hai să încercăm și la o bară de fier, dacă tot sunt aici cu mașina. Așadar, am o bucată de rectangulară de genul ăsta. O să luăm tot de la Wolfcraft un burghiu. Hai să luăm unul din asta de 6, nu de 5 jumate. Hai să luăm de 5. Îl schimbăm pe ăsta de lemn. V-am spus, pe viitor va trebui să îmi iau și o menghina pentru o fixare cât mai bună a piesei, să nu mai stau să țin eu piesa cu mâna. O să-mi iau și o să mai facem atunci un update la această mașină. O să dau rotațiile cele mai mici la bormașină. Sunt încântat de această coloană. Este versiunea mult mai calitativă a celei cu tija aceea. Este un pic mai fragilă și, din câte am văzut, nu este atât de exactă. În schimb, ăsta este modelul mai solid, mai precis și cred că face o treabă la fel de bună ca mașinile de găurit cu coloană și cu motor sus. Mai multe în acest video nu am ce să vă spun despre el. Vă las în descriere și codul dacă vreți să căutați acest produs pe internet și eventual mai fac și eu câteva căutări și dacă îl găsesc pe la ceva magazine de la noi, o să le las în descriere ca să vă fie mai ușor să intrați, să vedeți cât costă și de unde puteți să-l achiziționați. Ne auzim la video următor. Până atunci vă doresc ca de obicei să aveți mult chef de treabă și numai bine!